O scenă halucinantă a fost surprinsă de un consilier din comuna Urdari. Bebe Tauru îl filma pe primarul Mihai Calotă, pe care îl acuză că folosește mașina instituției în scop personal. Aproape de locuința edilului, consilierul s-a trezit cu nevasta primarului venind amenințătoare cu un par, supărată că îi filmează consortul. Ce vrei? Stai cu noi cu Petru. Da, vino coace, că te dau la poliție și așa te înregistrezi. Eu te vine cu blana după mine. Da, mi-e și frică mie de tine. Vino cu asta să plătești. Vino cu asta dacă vrei să plătești. Vino să plătești. Lacă te la poliție acum. Te duc la poliție. Pe tine cu aia mână te duc la poliție. Nu ți-e rușine să... De ce vii după el? Ieși din mașină, mergi. Nu. De ce vii după el? Ce ai cu el? Pentru că asta merită, pentru că mașina este a primăriei, nu este a lui. Păi și a primăriei, da. A primăriei, da. Foaie de parcare, așa. Garajul la primărie. Ai, ce da? Corect. Bă, la 7 ani de zile cât a... Uite, o vezi mașina aia neagră de acolo? Da, aia era, așa? Era girată, avea 12 milioane rată când a luat primărie. Acum s-au făcut de bani. Da. Umple-te-ar Dumnezeu pe tine. Pe tine să te umbre. După ce i-a spus ce avea de spus cu bâta în mână, nevasta a plecat spre casă, dar nu înainte de a-i arăta și un semn obscen. Că ți-a dat sănătate Dumnezeu. De bani să te umple. Să te umple de noi. Da. Te filma oricum ești. Da. Ia uitați, domnule, asta este care îl conduce pe acest individ. Vine cu blana la mine, parcă mi-a frică mie de ea. Consilierul Tauru și primarul Calotă sunt contracandidați pentru scaunul de edil, cei doi fiind adversari de mai multă vreme.